Primarul Comunei Roșia de Amaradia speră ca ministrul energiei să ajute localitatea în sensul redeschiderii carierei din zonă. Liviu Cotojman spune că a discutat cu Sebastian Burduja când acesta a fost la Târgu Jiu și i-a explicat problemele comunității. Edilul este de părere că ministrul a înțeles necesitatea reluării activității de exploatare a cărbunelui. Am ajuns și la celălalt subiect, acela de a redeschide perimetrul de pe raza localității în apropierea frontului de lucru închis, dar la o distanță de aproximativ 500 de metri, pentru care există licență de exploatare pentru 30 de milioane de metri cubi de cărbune. Cărbunele este mult la suprafață față de alte unități miniere de pe raza județului Gorj. Asta înseamnă un avantaj enorm pentru complexul energetic Oltenia, pentru că prin descoperitare ar însemna să înlăture un strat foarte mic de steril, ca apoi să fructifice materia primă, adică zăcământul de cărbune. Mi s-a părut, domnul ministru, că a înțeles foarte bine acest subiect. Primarul din Roșia de Amaradia a discutat cu ministrul energiei și despre redarea terenurilor afectate de minerit în circuitul agricol, pentru ca localnicii să le poată cultiva.